Bună ziua, domnul Făcăieru! Bună ziua și mulțumim că ne-ați făcut onoarea de a veni la standul nostru. Puteți să-mi spuneți de ce ați ales să participați la ediția anului acestea RSF? Din rațiuni extrem de simple pentru orice firmă care activează în domeniul securității, vizibilitate în primul rând și informarea clienților și potențialilor clienți asupra noutăților pe care noi le promovăm la acest moment pe piață. Este prima oară când participați la acest târg? Este prima oară, deoarece firma noastră a fost înființată în 2010, dar cu un capital puternic ce ne-a permis să ne dezvoltăm sănătos și puternic în același timp repede. Ce anume vă impresiona la această ediție a târgului? Faptul că prezentarea tuturor companiilor de aici se așează pe un trend european, pe care noi îl vedem în mod curent și afară, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să vedem cu ochii noștri că nivelul crește și la noi conform cu creșterea pieței. Care sunt planurile companiei dumneavoastră după Romanian Security Fair? Sedimentarea a ceea ce punem la dispoziție, contacte suplimentare și dezvoltarea atât a suportului tehnic pe care noi îl oferim clienților, odată cu produsele, cu gama de produse de portofoliu. Care este portofoliul de produse pe care îl prezentați la Romanian Security? Din fericire am reușit ca la acest moment, pe fiecare tip de sisteme de securitate, să punem la dispoziție câte 3 echivalente de costuri și calitate tehnologică, să-i spunem, astfel acoperind necesarul atât a clienților cât și a bugetelor puse la dispoziție de fiecare în parte. Pe detecție fracție, 3 variante de produse și sisteme și dimensionare de gamă, AMC și Techno Alarm, ambele italiene, și Cooper Security din Marea Britanie, la bază fiind fabrica Scantronic. Pe detecție incendiu, Cooper Fire din Marea Britanie, SD3 din Franța și Dednov Spania. După cum vedeți, încercăm un areal european pentru a merge pe linia pe care o solicită și RTS-ul și normativele europene, cât mai multă proveniență și normative europene. Pe control acces, o singură soluție, îmi cer scuze, din Slovenia, Iantar se numește, extrem de fiabilă și folosită de mulți ani în România, iar pe CCTV, ca de obicei, parteneriate vechi cu JVC Professional și CNB Corea. Care sunt principalele avantaje ale produselor distribuite de Digitech? Diversitatea, fiabilitatea, acoperirea necesarului curent al solicitărilor, și mai mult decât atât, suportul tehnic pe care noi îl oferim până ingineri specializați afară pe fiecare tip de producător pe care îl promovăm. Încercați să instruiți și piața de securitate, organizați traininguri pentru instalatori? Evenimente dedicate pentru fiecare tip de producător, sesiuni de training la noi la sediu, cât și trainingul curent al persoanelor noastre implicate în trainingul clienților. În ce proiecte au fost folosite echipamentele dumneavoastră? Fiind o firmă de distribuție, cunoștințele noastre despre proiectele finale sunt relativ reduse, dar vă pot spune că produsele noastre sunt... Ce domenii au ajuns? În retail foarte, foarte mult și începând de la gamele premium, JVC, spre exemplu, a devenit standard pentru mari jucători din piața de retail și nu aș vrea să-i numesc acum. În mediul industrial, în clinici private, unde deja am făcut sisteme integrate în baza soluțiilor diferite pe fiecare sistem de securitate, în parcurile fotovoltaice, ceea ce este un trend în ziua de azi, aproape în toate domeniile curente din România la nivel de end user, produsele noastre sunt prezente. Și care este produsul de top al firmei Digitech? Produsul de top este și rămâne JVC Professional, fiind urmat de soluția exclusivistă și profesională Techno Alarm Italia. Vă urez mult succes în continuare, să vindeți cât mai multe echipamente și vă așteptăm și la următoarea ediție Romanian Security Fair.
Vă mulțumim frumos pentru interesul acordat și noi vom rămâne aceiași în sprijinul clienților noștri.